Salut și bine v-am găsit la primul video al meu pe canal. Astăzi o să ne jucăm un joculeț numit Roblox. Pe acest joculeț numit Roblox sunt mai multe minigame-uri, iar eu am ales un water slide și după ce am ajuns la final, era o căsuță pe care scria surprise, adică o surpriză. Am intrat acolo și m-a teleportat pe această hartă numită Treehouse Tycoon. Deci, astăzi, pe acest joculeț, o să ne jucăm această hartă, Treehouse Tycoon. Un tycoon înseamnă că noi trebuie să facem atâția bani încât să cumpărăm aproape totul. Dacă nu vrem să cumpărăm totul, nu este neapărat. Și înainte, când am intrat, trebuia să-mi aleg o căsuță din aceasta. Și am ales-o pe aceasta din dreapta, din dreapta mea și a voastră. Da. Și tot când am intrat, am văzut că în inventarul meu am acest suc și această ciocolată. Dar la această ciocolată mi-apare o bară aici. Nu știu ce să fac cu ea. Habar n-am. Iar aici, acesta, dacă îl bem, nu face nimic. Unele lucruri, dacă ni le dă, fac ceva. Deci, haideți să începem jocul. Eu o să lucrez puțin off-camera. Facem și noi mai mulți bani. Deja am 2225. Și haideți să începem. Așa, v-a devenit. Am lucrat off-camera aici și mi-am cumpărat absolut toate chestiile dinăuntru de aici, unde se fac banii. Și avem 24.000. În inventar am 25, pentru că mi-am cumpărat aceste chestii. Dar mai avem de cumpărat. Mai avem și casa din copac. Nu degeaba se cheamă Treehouse Tycoon. Da. Eu mai m-am jucat acest minigame acum un an. Și eu mi-am cumpărat absolut totul. Și în casa din copac. Și în a doua parte a casei este ceva foarte tare. Și poți și să porți ce este pe acolo, niște chestiuțe, poți să le porți. O să așteptăm să facem 30.000 și să vă... Acum mai este pe aici. Eu aici mi-am cumpărat acești copăcei cu mere care au costat 1.000 și aici la fel. Iar în partea de la perete aici mi-am cumpărat niște, nu știu să le zic, niște boscheți. Acum, dacă vedem aici, pe trotuar, mergem și vedem o piscină cu o saltea. Aceasta, împreună cu salteaua, a costat 3.000 de dolari de bănuți, de ăștia, nu știu cum să le spun. Dacă vreți, o să vă arăt acum skinul meu, de mai aproape, așa să zic. Așa arată el. Să spuneți în comentarii dacă vă place. Să vedem câți bănuți am făcut. Am făcut 400.000. Acum, nu vreau să-mi iau toate chestiile de jos, mai ales de jos, chiar nu vreau să le iau. Vreau să iau chestiile de sus. Dar, desigur că trebuie să luăm ladder, adică niște scări pe care să urcăm. Uitați. Și acum noi dacă ne urcăm aici. Avem multe chestii. Pentru început, trebuie să ne uităm aici. Treehouse Base. Așa se citește.
Acum să luăm pereți. Acum să luăm roof. Roof înseamnă... cum să spun eu? Înseamnă acoperiș, așa. Gata. O să cumpărăm de aici mai multe chestii. Dăm. Dartboard. Da, era aici o chestiuță. Bull aisle al inside wall. Și aici așa. Aici pe asta. Mai ales asta. De aici noi putem să ne luăm ce chestiuțe vrem. Da, știu că se vede așa, dar apăsăm pe butoane. Uitați. Apăsăm pe butoane și ne dă aici. Am luat din greșeală. Haideți să cumpărăm noi mai totul de aici. Uite așa trecem. Op. Eroina. Op, op. What? Voi a... Avem un... Hai să ne spunem puțin pe scaun. Pentru că ne spune aici așa, aici așa. Oh, oh. Ne spune aici că avem un cheeseburger. Dacă l-aș putea să-l și mănânc. Am așa. Ce să mai cumpărăm noi de aici? Pentru că nu mai avem prea mulți bani. Un frigider. Nu vreau să iau acesta. Vreau să-l iau pe acesta de aici. Balconii. Și de aici vreau să iau chestiuța aceasta. Dar n-am bani. Balconii walls tot n-am bani. Deci haideți să mergem noi acum. Dar să vedem unde o să cădem. Cădem în curte. Așa. Să știți că fiecare video de pe canalul meu nu o să poată să aibă mai mult de 12 minute. Pentru că nu mă lasă YouTube-ul să postez peste 12 minute. Am făcut mai mulți bani aici. Și da, din această cauză nu pot să fac mai mult. Numai la aceste, la zi, la live-uri. Și un live o să fac când o să avem 100 de abonați. Doar atunci. Sau la 50? Da, la 50 o să facem un live. Cu ce jocul îți vreți și să-mi spuneți în comentarii. Ori cu Minecraft, ori cu Roblox. Și mai vedem, mai spuneți voi ce jocuri vreți și eu să le descarc și ne jucăm. Dacă s-ar putea să fie și online, poate ne jucăm toți. Da. Billiard table. Table. N-am. Ba da, am, domn. Da, mă rog. Uitați, să luăm un coș de gunoi. Whiteboard. The board. Aici este o cameruță, mai nu știu. Fire. Computer on table. Desk, table. Desigur nu. Scaun și de aceasta nu mai am bani. Ba da. Am și de aceasta. Dați-vă și voi cât de interesantă este această... E birou în mine. Dar nu apare acum, nu știu de ce are ceva, nu știu. Nu mai avem foarte mulți bani. Acum chiar nu mai avem bani. Dar putem să ne culcăm aici? Nu. Putem doar să stăm în pat. În picioare. Pentru că în acest minigame, uitați, putem să cumpărăm de aici o lampă care face lumină. Așa.
Haide. Haide. Știu, se aude un sunet ciudat și rău pentru că plouă afară. Din această cauză. Sari. What? Așa. Vorbesc niște oameni pe afară. Stați puțin. Că mă doare spatele cât am stat. Așa. Și-a cumpărat asta de 50.000. Ne cumpărăm și noi când avem bani, desigur. Așa. Și, aoleu, ce urât se aude. Și unele episoade pot să le fac chiar mai scurte decât acesta. N-avea sonor, nu? Adică nu s-auzea nimic. Nu era melodie, sper. Dacă era melodie, cred că nu m-am auzit absolut deloc. What the fuck? What? Na, mă rog. Hai să facem sfârșitul episodului. Vedem unde îl facem. Uitați aici. Sari. Mai mi s-a... Să nu zici că... Așa, perfect. Să nu zici că îmi dă creș. Facem sfârșitul episodului. Astăm, Andreea, nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut. De data viitoare. Pa, pa!